un transformator electric situat pe strada Matei Basarab din Roseți a luat foc ieri. Flăcările au cuprins transformatorul în jurul orei 14:50 de minute. Localnicii, speriați că incendiul s-ar putea extinde, au sunat imediat la numărul unic de urgență 112. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Călăraș cu o auto specială de stingere. Salvatorii au intervenit prompt, iar incendiul a fost lichidat în mai puțin de 20 de minute. Din cauza incidentului, mai mulți locuitori din zona unde este amplasat transformatorul au rămas fără curent electric pentru mai mult de 5 ore. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar flăcările nu s-au extins la locuințele din jur. Martorii spun că în trecut nu au mai fost probleme la acel transformator.